Ai născut bogat de Bob Proctor. Introducere. Orice om se naște bogat. Singura diferență între oameni este că unii dintre ei au mai puțini bani decât ceilalți. Această situație este însă doar temporară. Cartea de față a fost scrisă cu intenția de a umple golul dintre situația ta actuală și cea în care dorești să te afli. Pas cu pas, capitol cu capitol, ea te va ajuta să unești piesele acelui puzzle pe care obișnuim să îl numim viață. Astfel încât să îți poți construi o imagine mentală a prosperității pe care ți-o dorești, iar apoi să transformi în realitate această imagine. Într-adevăr, Viața poate fi comparată, metaforic vorbind, cu cubul lui Rubic. Cu toții dispunem de toate piesele și de toate culorile de care avem nevoie, dar punerea acestora în ordine este un proces de durată, care devine uneori frustrant. De cele mai multe ori, noi creăm imaginea de ansamblu, dar una sau două piese continuă să rămână pe din afară. Citind această carte, vei descoperi în scurt timp că nimic din ceea ce afirm în ea nu reprezintă un concept absolut nou pentru tine. Eu nu fac altceva decât să exprim diferite idei cunoscute într-o manieră organizată și coerentă, care îți va permite să obții rezultatele pe care ți le-ai dorit încă de când ai început să gândești. În fiecare zi, milioane de visători din toată lumea își cumpără bilete de loterie, sperând că cineva va extrage numerele lor și le va oferi în schimb o avere. Acești oameni nu par să înțeleagă faptul că adevărata bucuria a vieții nu are nimic de a face cu primirea unei grămezi de bani pe un platou de argint, ci doar cu câștigarea lor printr-un efort personal. Dacă ai cunoaște adevărul, tu ai înțelege imediat că te-ai născut cu capacitatea de a obține toate lucrurile la care ai visat vreodată. Cartea de față își propune să fie pentru tine o lampă a lui Aladin. De fapt, ceea ce ții în mâini este ceea ce ți-ai dorit dintotdeauna. Un plan foarte simplu, care te poate conduce din locul în care te afli în cel în care dorești să ajungi. Planul nu este deloc complicat. Din potrivă, este uluitor de simplu. Nu te lăsa însă amăgit de această simplitate aparentă, căci fiecare capitol al cărții conține o idee care se va dovedi de o valoare enormă pentru tine. Toate aceste idei sunt extrem de eficiente. Le-am testat personal pe fiecare de-a lungul ultimilor 25 de ani. Mai mult, am asistat personal la punerea lor în practică de către miile de oameni care au participat la seminariile mele. În toate aceste cazuri, rezultatele obținute de o potrivă de mine și de elevii mei au fost cu totul ieșite din comun. Spre exemplu, cunosc nenumărați indivizi care inițial nu aveau resurse nici măcar pentru a-și împlini propriile nevoi de bază și care au ajuns incredibil de bogați. Cunosc alți oameni care au avut diferite probleme ce îi făceau să se simtă deprimați și nefericiți și care s-au transformat, fără nicio exagerare, în niște oameni fericiți și echilibrați. Acum ai și tu șansa de a supune acestei idei testului suprem, propria ta viață. Ce anume îți dorești? Orice ți-ai dori, află că poți obține. Tu poți avea toate lucrurile pe care ți le dorești, dar în acest scop trebuie mai întâi să înțelegi să aplici toate ideile pe care ți le voi prezenta în continuare. Simpla lectură sau memorarea acestor idei nu te va ajuta să obții succesul pe care ți-l dorești. Singurele lucruri care contează în acest scop sunt înțelegerea și aplicarea lor în practică. De aceea nu este suficient să crezi în ceea ce îți spun eu sau în ceea ce îți spune oricine altcineva, ci trebuie să îți dovedești singur. Valabilitatea acestor idei. Mi-ar fi extrem de ușor să umplu această carte cu date științifice, prezentându-ți astfel studii exhaustive care demonstrează eficacitatea ideilor prezentate aici. Astfel de informații nu fac, însă, decât să satisfacă latura analitică a minții umane. Ele au o valoare practică redusă. Deși voi folosi în paginile care vor urma numeroase exemple pentru a ilustra punerea în practică a acestor idei de către diferiți indivizi sau de către diferite familii și beneficiile pe care le-au obținut aceștia, voi omite în mod deliberat cercetările științifice pe care le-am tot făcut pentru a-mi documenta cartea. Întrucât, am descoperit că acestea nu ajută pe nimeni în mod pragmatic, concret, să își schimbe viața. Din potrivă, ele au tendința să îți încetinească avântul și să îți întunece gândirea. Am scris cartea de față ca pe un curs pe care îl poți urma pentru a transpune în practică obiectivul pe care ți-ai propus să îl atingi, oricare ar fi acesta. Fiecare capitol te va conduce în modul logic către următorul, ajutându-te astfel să îți cunoști mai bine sinele real și adevăratele tale capacități. Nu trebuie să uiți un lucru important. Nici o răsplată materială sau psihologică nu va veni la tine numai ca urmare a potențialului tău, ci exclusiv... Ca urmare a performanțelor tale. Așadar, însoțește-mă și bucură-te de un mic preambul al călătoriei pe care urmează să o faci. În primul capitol, intitulat Eu și Banii, vom încerca să definim acest concept prea puțin înțeles numit bani. Vom începe astfel să înțelegem mai bine relația naturală pe care ar trebui să o avem cu banii. Inclusiv, principiul profund despre care vorbesc foarte mulți dintre marii gânditori ai acestei luni. Noi trebuie să iubim oamenii și să ne folosim de bani. Vom descoperi, de asemenea, ce se întâmplă atunci când cineva inversează termenii acestei ecuații? În plus, capitolul te va ajuta să înțelegi că a fi foarte bogat nu echivalează deloc cu un păcat. Din potrivă, tu ai datoria de a te îmbogăți. Capitolul al doilea, intitulat Cât de mult este suficient, te va ajuta să îți faci un inventar atent al gândurilor și al adevăratei tale situații financiare. Vei învăța astfel să stabilești cât de mult îți trebuie pentru a te simți împlinit. Cu această ocazie, vei descoperi care este suma de bani necesară pentru a-ți asigura toate lucrurile pe care ți le dorești și pentru a trăi exact așa cum visezi. Odată luată decizia de a obține această sumă de bani, vei fi pregătit să citești capitolul 3, intitulat Creatorul de imagini. Lectura acestuia te va ajuta să înțelegi că întreaga ta viață este guvernată de imagini. De aceea, este absolut obligatoriu să devii conștient de imaginile pe care ți le construiești în minte, dar și de necesitatea de a construi și de a cultiva numai acele imagini care vor genera rezultatele pe care ți le dorești, respectiv care te vor ajuta să te apropii mai rapid de destinația pe care ți-ai propus-o. Vei începe astfel să înțelegi că tu ești, de fapt, un creator. Acest lucru reprezintă nu doar un dar, ci și o responsabilitate, aceea de a te implica în acest parteneriat, co-creator. Capitolul 4. Intitulat Detașează-te și lasă-l pe Dumnezeu să acționeze, te va ajuta să îți dezvolți o credință puternică, bazată pe o înțelegere profundă. Vei învăța cu această ocazie să te detașezi de propriile imagini create la nivel mental, astfel încât puterea din lăuntrul tău să poată trece la treabă. Materializându-le și transformându-le în rezultate concrete, fizice, care vor duplica cu precizie imaginile mentale create de tine. Capitolul următor, intitulat Așteaptă-te să te bucuri de abundență. Te va învăța să îți dilați mintea. Cuvântul așteptare va căpăta o semnificație nouă pentru tine. Iar tu vei învăța cât de uluitoare este puterea minții atunci când adoptă această atitudine. Capitolul intitulat Legea vibrației și atracția va elimina multe semne de întrebare acumulate în mintea ta de-a lungul anilor. Vei înțelege astfel de ce unii oameni atrag exact ceea ce nu-și doresc. În timp ce alții atrag numai ceea ce își doresc cu adevărat. În acest fel, vei învăța cum te poți magnetiza singur, astfel încât să atragi exact lucrurile pe care ți le dorești de la viață. Un alt capitol, intitulat Asumarea riscurilor, îți va explica limpede că nu există nicio compensație care să îți asigure. O certitudine absolută înainte de a face singur primul pas. Altfel spus, este absolut esențial ca tu să faci primul pas înainte de a începe să te apropii de destinația pe care ți-ai ales-o. De regulă, adevărații câștigători ai Loteriei Vieții nu sunt decât cu 2-3% mai eficienți decât cei care pierd. Capitolul intitulat Pe muchie de cuțit va ilustra limpede acest lucru. Citind acest capitol, vei înțelege rapid că și tu poți fi la fel de eficient ca orice alt om despre care ai citit sau ai auzit vreodată. Vei renunța astfel în mod natural la orice sentiment de inferioritate și la orice îndoială referitoare la capacitatea și la posibilitățile tale de realizare, apropiindu-te astfel și mai mult de destinația dorită. În timp ce te vei apropia de etapa finală a călătoriei către realizare, vei fi avertizat să nu privești niciodată înapoi. Capitolul intitulat nu te gândi la rezultatul opus, te va lămuri imediat de ce există oameni care obțin de fiecare dată aceleași rezultate, an după an. El îți va ilustra una dintre cele mai elementare, dar și una dintre cele mai importante reguli ale succesului în viață. Capitolul Final intitulat Legea vidului și a prosperității, te va învăța cum poți deschide toate ușile, permițând astfel, binelui dorit, să vină către tine din toate direcțiile. Legea pe care ți-o va descrie este minunată, ajutându-te nu doar să te bucuri de tot ceea ce îți dorești în viață, dar și de frumusețea acestui proces. Înțelegerea ei te va ajuta să îți aduni ideile într-o imagine de ansamblu și să te apropii astfel de destinația dorită într-o deplină siguranță și în intervalul de timp dorit de tine. Înainte de a începe, doresc să îți reamintesc că simpla citire și învățare pe din afara acestor principii nu te va ajuta să progresezi deloc către împlinirea pe care ți-o dorești. Meditează profund asupra acestor idei oferite în această carte. Acestea sunt simple și ușor de înțeles, dar trebuie transpuse neapărat în practică. Oriunde te-ai duce, ia această carte cu tine, răsfoiește-o în permanență și aplică principiile descrise în ea. Vei vedea astfel cu ochii tăi cum acestea vor tinde să prindă viață. Cartea de față este scrisă cu speranță sinceră că te vei bucura de fiecare pas al călătoriei către un nou mod de viață. Bob Proctor